Păi dacă v-am zis, v-am zis că v-am zis, ieri v-am zis că v-am zis, că totul e o mega făcătură. Cum? Voi ce? Despre ce vorbește ăsta? Mai vorbesc, bă, de povestea asta cu aia aflați într-un cont de umbră și nu mai știu cum să facă să se împingă unul pe altul la deal. Vorbesc de Uniunea Salvați România din preună cu subsidiarii săi, în cazul Lasconi. Dar de ce? V-am zis? Pentru că am simțit din prima clipă că toată povestea asta este însăilată de un mega gânditor de ăsta care zice, bă, frățicule, aba că acum schimonosesc eu mentalul colectiv. Aseară. Mă uitam eu pe TikTok. Știi? Chestia aia. Nu mă duce capul. Asta e viața. E simplu. Scroll. Bă, și văd la un moment dat o chestie de-asta. Elena Lasconi, viitorul președinte, o adevărată româncă, să trăiască împreună cu toată familia și toată nația și nu știu ce. Și zic, ia uitați-vă, bă. Deci a funcționat în capul lor. Bine, acum vorbim și de coeficientul de inteligență. Problema că datoria mea este să vă zic. Păi și să vă zic atât de tare și de apăsat, încât voi să înțelegeți că, ce să vezi, apare episoade. Ca într-o telenovelă de aia, de genul tânăr și neliniștit, cu 1245 de episoade în prima serie. Attention. Da? De fapt, ce se încearcă? Se încearcă o sondare a mentalului colectiv. Pencă, ce să vezi? La un moment dat, schimonosiți ăștia în gândire, cred că poporul e atât de fraier încât să muște fenta lor. Fenta care, să mă iertați, e făcută destul de bine, așa, de cam așa, după toate cutumele de la manualul de manipulare. Dar a uitat ceva. A uitat că mai suntem ăștia care a scris prefața de la manualul de manipulare. Și cumva ne dăm seama și vă spunem și vouă. Oricum este o întrecere pe partide în momentul de față, care smulge în noiembrie 2023 o mai mare notorietate prin acțiunile pe care le face. Și fiecare are metodele sale. Unii stau în cap și fac rotocoale ca titirezul, alții alcătuiesc niște povești de astea care sunt mămoase, cu plânsete, cu vai, cu valori, cu nu știu ce, toate fiind apăsate cumva pe niște chestii absolut sensibile pentru poporul român. Da? Ce-l doare, bă, pe românul nostru? Ei, cum ce-l doare? Cașul că-l pune în buzunar, copiii, familia tradițională, de-astea, mândria de a fi român, de-astea, chestii de genul ăsta. Și băieții acum atentează să vadă unde se mișcă trupele cel mai bine, adică poporul român. Cum rezonează el, cum îl apucă pe poporul român plânsul și de grab apăsatul pe tastaturi cu liche. Telenovelă, în schimb, mai... cum să vă spun eu, ca să nu jignesc foarte tare pe unii. Mai mieroasă, așa, mai falsă decât asta din ultimele zile, eu n-am văzut de mult. Deși spuneam, la un moment dat era bine alcătuită, dar s-au cam grăbit. Și știi, atunci când te grăbești, românul o vorbuliță, așa, gravă, strică treaba, și-a cam stricat-o. Bine, n-am văzut numai noi, că nu suntem noi ăștia, ca tot văzătorii. Au văzut mai mulți, dar eu măcar am avantajul că sunt aici în direct cu voi și vă spun în fiecare zi, băi, v-am zis sau nu v-am zis? Nu vă grăbiți foarte tare când o să aflați că vi se măresc salariile la un moment dat. Pentru că la noi deja nu mai e cutumă, e literă de lege. Salarii mai mari, taxe mai mari. Cum? Că zicea ăla, nu știu care. Anul trecut, că nu, niciodată. Noi să mărim taxe. Noi. Never ever. Acum. Păi țara nu trebuie să prospere. Mă gândeam acum, cumva, înainte de emisiune, dacă în ultimul an am văzut ceva care să aducă plus valoare în România. Nic. Dar promisiune avem cât carul. Așa că țineți-vă bine. Astăzi o să... mai vreau să mai spun ceva.
văzând că eu încep emisiunile cu v-am zis sau nu v-am zis, cu făcătură și nu știu ce, aseară primesc un telefon. Nu o spun ține, persoană importantă, Becher Caragial. Măi, Laurențiu, trebuie să-ți spun că de fapt rața măcăne și fuge, nu împunge. Zic, a, zău. Și ce vrei tu să mă lămurești? Păi știi că Elena, dar i-ar fi vrut, dar de fapt cu drulă s-a înțeles Elena și cumva de comun acord, dar după aceea Elena a făcut și nu știu ce și drulă a fost obligată așa. Mm-hmm. Și vorbim noi un sfert de oră, eu ascult. Becherul vorbește și după aceea îl întreb, dar ești bine? De ce m-ai sunat? A, că nu te-am mai auzit de mult. Băi, ăștia. Pe bune. Serios? E, astăzi o să vă arăt din nou golăneala golănelilor, că s-au trezit ăștia, mici și frumoși și drăguții, să facă ei niște chestii. Da? Bun, și uite, apar niște... Ma, deci nu mai pot. De ce? Acum au apărut. Acum au apărut niște chestii, vă doare mintea. Încă o dată, sau încă o dovadă că e în săritură. Dar... până la urmă și-au atins scopul, că de-aia spuneam că manipularea este bună în capul lor și așezată, pentru că vorbim despre ei, dar nu le prea convine cum vorbim. Asta este viața, începe 100%. No, bun. Președintele Partidului Noi, Viorica Dăncilă, în studio. Bun găsit! Bună ziua, mulțumesc de invitație! Alături de domnia sa, deputatul Laura Antonia Andrușceac. Bun găsit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Deputatul PSD Laurențiu Gâdei cu noi, bun găsit! Bună ziua, mulțumesc! Secretarul General al Blocului Național Sindical Horațiu Raicu, bun găsit! Bună ziua, mulțumesc! Și președintele Partidului Alianța pentru Patrie, Liviu Pop. Bun găsit! Bună seara! Băi, v-am zis sau nu v-am zis? Păi dacă v-am zis, să vă zic până la capăt. Ce vă place? O să vă placă, o să muriți aici. Apare sondaj! Păi stăteam noi frumos dimineață, beam cafeluță... Când ne uităm pe site-urile de știri, bum, sondaj! Aoleu, zic, să ne uităm la sondaj. Păi, sondaj mai sondăjos ca ăsta, m-am inventat un cuvânt, n-am văzut în viața vieților mele. Dar stați să vedeți. Eu vă citesc acum sondajul, da? Deci, întâi trebuie să încep cu regulile de la CNA. Să trăiți pe această cale, doamnelor și domnilor secretari de stat. Realizat din Scop Research... Datele au fost culese în perioada 23 octombrie 2 noiembrie. Rețineți. Prin metoda CATI, și nu e aia pe care o știm noi. Interviuri telefonice prin intermediul chestionarului, volumul eșantionului simplu stratificat este de 1100 de persoane reprezentative pe categoriile sociodemografice semnificativ, adică sex, vârstă, ocupație pentru populația neinstituționalizată a României cu vârsta de 18 ani și peste. Le întrebare. Cu cine ar vota românii dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri? Mircea Joan. 27,7%. Marcel Ciolacu. De cât? 21,8%. George Simion, hop și el în sondajul ăsta. 18,9%. Băi, și acum țineți-vă bine. Elena Lasconi, care a apărut, a izit capul. Deci știi cum ești din câmpul lung, pe stânga, hop, ițești capul, da? Doamna Lasconi, 12,1%. Doar, că e primul sondaj. Pe principiu, încearcă și cu o femeie, da? Pentru că, ce să vezi, oamenii spun așa, dom'le, pe noi nu ne-ar deranja să votăm la prezidențiale o femeie, a vis Viorica Dăncilă, că dumneavoastră ați fost deja în astfel de campanii. Bun. Băi, de sondaj din Scop. Deci s-au gândit ei așa, cumva. Marcel Ciolacu, aici e ca și cum ar fi candidatul, fiți atenți, că vă explic imediat, candidatul PSD și al PNL. Da. Mare parte din PSD, ce să vezi, ar vota cu Mircea Geană, că nu-l place pe domn Ciolacu. George Simion, îl lăsăm că e pus acolo ca să fie condimentul la povestea asta.
Și ajungem la doamna Lasconi. Le doamna Lasconi, care vă să zic, femeie, da? Și o bucată de dreapta aici, știi? O chestie de dreapta. Pentru că aici nu l-au pus pe domnul Ciucă în acest sondaj. Pentru că sondajul a fost făcut, atenție, înainte ca liberalii să facă hotărârea că vor merge, să se hotărăscă că vor merge singuri în alegeri, da? O să comentăm imediat, o să vă placă la nebunie toată povestea asta. Și atunci au zis așa, dom'le, niște liberali nu l-ar vota niciodată pe domnul Ciolacu, dar nici pe domnul John. Și atunci ar merge către doamna Lasconi. Bun, și acum venim la scandalul Lasconi. Doamna Lasconi, sondajul, dacă vă uitați un pic, 23 octombrie, 2 noiembrie. Doamna Lasconi știa rezultatele acestui sondaj și cifrele și a generat acel scandal. Păi, cum poți tu să faci în așa fel, dinpreună cu domnul Drulă, așa, să încerci să crești acest 12,1%? Inventând ce? Inventând o poveste. Care o fiică, care e supărată și care iese în spațiul public și spune: mami, m-ai părăsit. Și ea se duce netam nesam Sanchi la un interviu, la care vine o întrebare, ca nu ca în perete: dar ai votat pentru referendum de familie? Dă, zice ea, deși vine poza care zice că n-a votat. Și apoi aia mică care o înfiera după ce iese sondajul. Deci asta este episodul 3, da? Deci avem primul episod, interviul cu Elena Lasconi. Nu, episodul 4. Al doilea episod e supii cu Drulă. Al treilea episod, care a venit imediat, aia mică care o face pe mami de tot o văzu, da? Al patrulea episod este, ce să vezi, Elena Lasconi este măsurată, că a ieșit sondajul la iveală. Al cincilea episod apare acum câteva minute. La asta nu v-ați așteptat. Dă mare pe ecran să citesc și eu. Aia mică, aia e video. Păi dați-o video, mă, pe aia mică, Lasconia mică, care era supi. Ia dați-o video. Bună. În primul rând, aș vrea să le mulțumesc celor care mi-au arătat susținere în perioada asta dificilă. Vă apreciez din toată inima. În al doilea rând, aș vrea să spun că regret felul în care am făcut declarația de sâmbătă. Nu ar fi trebuit să mă arunc cu capul înainte și să fac declarații când emoția era la maxim. Asta e clar. Regret felul în care am făcut-o, regret momentul în care am făcut-o. Ar fi trebuit să fiu mai diplomată și este o lecție destul de dură pentru mine. Dar o lecție pe care vă jur că am învățat-o. Acest scandal mi-a demonstrat un lucru clar, și anume că avem foarte, foarte mult de muncă. Homofobia nu înseamnă doar ură sau frică, cum am mai văzut pe internet. Care v-a să zică, amică, dă înapoi și nu prea îndulcește, pentru că, atenție, tot eu vă zic, urmează și alte episoade. Mami pleacă la Paris, pe principiu, baby, te duc la Paris ca să te simți în vis. Și va avea loc o împăcare galactică între fata supi și mami, care este ea suferindă, pentru că Drulă a scos-o de pe lista de pe europarlamentare și hop, ce să vezi, apare pe sondaje. În rest ar trebui să luăm sondajul ăsta la mișto. Pă bune! Doamna Dăncilă, vă place regia? Cum s-a ilat-o? Da, la început am ținut cu doamna Lasconi. Este această solidaritate feminină, să-i spunem așa. Dar acum pare ca un fil foarte prost regizat. În primul rând, acest sondaj care a apărut foarte repede, iar eu cred că acest sondaj a fost pregătit. Doamna Lasconi
Poate este un primar bun, nu vreau să o judec din punct de vedere al modului în care și-a făcut datoria la Câmpul Lung, cetățenii de acolo știu mai bine, dar nu avea notorietate la nivel național. Cel puțin din punct de vedere politic. Dacă ceilalți trei candidați care i-am văzut în sondaj sunt oameni cunoscuți din punct de vedere politic la nivel național, doamna Lasconi nu era cunoscută. Iar acest scandal a ajutat-o la notorietate, dar nu la încredere. De ce nu la încredere? Pentru faptul că dânsa a spus că susține familia tradițională. Foarte bine, mulți o susținem. Dar dânsa nu a fost la vot. Oamenii își doresc un candidat care nu respectă adevărul? Al doilea lucru, ceea ce a spus fiica domniei sale este destul de grav. O mamă care și-a abandonat copilul, așa a spus fiica. Eu refuz să cred acest lucru, dar fiica așa a spus. Eu cred că femeile din România susțin copiii, sunt femei care apreciază o mamă care susține copilul, care are grijă de copilul lui. Al treilea lucru, această declarație a fetei, de fapt, vine să confirme că totul a fost foarte, foarte bine regizat. Iar plecarea doamnei Lasconi, după toate aceste lucruri, probabil face parte din aceeași regie. Eu cred că acest sondaj nu este real, pentru că, indiferent de notorietatea pe care și-a dobândit-o acum, pentru că am văzut că această poveste este pe toate posturile de televiziune, oamenii dintr-un sat sau dintr-o comună nu cred că și-ar da votul sau ar susține o candidatură de genul acesta în urma unei scenariu. Să nu comentez exact în cheia pe care am comentat de când a început scandalul și văd că am dreptate, frate. Deci sunt un fel de clar văzător în ale golănelilor politice. N-aș fi vrut să-l comentez pentru că știam că va crește notorietatea pe care mai apoi prin tot felul de artificii o poți transforma în intenție de vot. Păi și nu i-a crescut, i-a crescut. I-a crescut, i-a crescut da, da. De dar de asemenea vreau să le arăt românilor cum încearcă unii să-și bată joc de ei. Nu, da, e o poveste frumoasă, PR-ul lor este desăvârșit, au întrecut de mult știința românească în ale manipulării. Dar trebuie să recunoaștem că mass media a avut un rol covârșitor, pentru că părinții mei, dacă nu ar fi fost pe toate posturile de televiziune, așa a zis un scandal. Așa a zis un scandal că mă interesa pe mine că se ceartă o primăriță cu fiică sa. Așa a zis un scandal a apărut în casele tuturor românilor ca și când era definitoriu pentru România. Dar și în România avem peste 3000. Și am zis eu că este o golăneală și am spus de la început că e un PR. Eu am spus de la început că este un PR. Și sunt în România peste 3000 de primari. Toți au povești interesante de viață, familii frumoase, relații frumoase în interiorul familiilor. Nu, noi acum trebuie să comentăm ce spune cineva, fiica doamnei care trăiește la Paris și domnule, vai toată lumea, toată România, că supărat, doamne, toată Joana, România stă Joana, în loc. Joana e mai tare decât Ciolacu. Doamne, toată România stă în loc. Casele astea de sondaje, vor livra presei și opiniei publice materiale săptămânal. Vom vedea cifre de o să ne amețească ochii și o să ne doară capul și vom comenta toți în studiourile de televiziune cine cum a mai luat două puncte, a căzut două puncte, a zis ceva mai... Nu. E într-adevăr, în manualul de manipulare, așa cum spuneți și dumneavoastră, sunt lucruri de care românii vor avea, din păcate, parte în belșug în perioada imediat următoare, dar în niciun caz nu cred că acest caz extraordinar trebuia să țină România în loc atâtea și atâtea zile și va continua, pentru că la sondajul de săptămâna viitoare, așa, doamna Lasconi va fi pe locul 3. Crește, da, va fi pe locul 3, clar, cel pentru puț. Că domnule... Eu cred că va fi peste domnul Ciolacu. Dar eu cred că cel mai bun sondaj este votul românilor și acolo da. Vom vedea realitatea. Bineînțeles. Cu condiția ca și casa de sondaje să spună unde candidează, că zice dacă ar avea loc alegeri, dar nu zice unde. Adică să, sondajul ăsta să nu-l vezi pe domnul Ciucă și s-a vorbit de domnul Ciucă. Adică exact. Mi se pare deja e departe. Am știut de ce se zbată așa mult în sondaj. Scenariu că îi cunosc destul de bine și nu m-am dus pe fenta asta cu Lasconi nici o secundă, pentru că știam că dacă ai fi avut curajul, mama tău, să spui eu voi vota în felul ăsta, neam nu mai erai pe nicio listă. Doi, știam și văzusem de mai mult timp
buletinul ei care arată clar că n-a fost la referendum și că n-a votat. E, ba nu, a spălat buletinul cu mașina de spălat. Și exact ștampila aia a plecat de acolo. Da. Și s-a dus exact ștampila aia. Deci, acum, băi, rău tăcesc. Pe zona internă, doamna Lasconi, ca să spunem așa, luase viteză. Și vorbise cam mult în anumite zone despre intențiile ei de a-l concura pe Drulă. Ia stai că și voi sunteți perverși. În momentul ăsta, nu? Adică dumneavoastră spuneți că Drulă nu-i înțeles cu Lasconi acum? Ei se poate să fie avut o înțelegere înainte de asta. Și știți când? În momentul în care au vrut să o poziționeze ca mare creștină, ca în acel sondaj să vadă cam care ar fi scorul pe care l-ar lua o creștină LGBTistă. Da, și cât ar putea smulge din partea din partea lui George Simion. Că uitați-vă pe lista aia. Eu care se duce acolo pe un electorat care poate să sensibilizeze zona creștinilor practicanți. Clar e George Simion acolo pentru că se știe am fost votați masiv din zona asta. Și atunci băieții au zis: ok, haide să-i punem un contracandidat. Pe cine? Nu poți să-i pui pe Drulă, despre de care se știe că țipa public, am omorât biserica, am distrus biserica, sau pe Moșteanu sau altă figură din asta. Nu poți acum să-l faci mare creștinel nici pe domnul Joană, care oricum au băgat în el cu din ăsta de heliu de la umflat la 27%. L-o susține și o parte din ăla, l-o susține și NATO, l-o susține Blicurici, toată lumea. Ha, frate, omul e pe bară de nu știu când, 27%, adică peste Marcel Ciolacu. E o umilință la adresa lui Marcel Ciolacu, dacă vrei să-ți spuneți sondajul ăsta. Nu, eu cred că sondajul ăsta este absolut pervertit într-un singur scop, de a o băga pe doamna Lasconi, și anume cu capul în poză. A băgat capul în poza politică. Și cumva, nu știu dacă, pe cât de mulți bani, că aici este întrebarea mea. Și încă o dată, eu aș mai crede în sondajele astea dacă cineva m-ar suna de la o casă de sondaje. Păi dacă era chiar așa, nici pe mine, și am întrebat prietenii mei, n-a sunat-o și ea pe Fisa să-i spună, mămică, tu care ești pe partea aia la altă cu LGBT-ul, cu opțiunile ei, treaba ei, nu contează, vezi că zice mama la televizor o mare minciunică. Să nu s-ar cumva de fundule în sus. Fata mamii de acolo, de la Paris, că e nașpa, stăi un partid. Doamna Lasconi tot vorbește despre fiică sa. Dar fiți atenți și când e nervoasă și că asta, dar folosește niște cuvinte cheie, că e foarte interesant. Ia priviți. Nu-i fraier. Da. Și fata mea este plecată și nu vrea să mai toarcă niciodată. Și dacă prin faptele mele, prin ceea ce fac, fără să vocalizez, copilul meu se întoarce acasă și într-o zi o să pot să vorbesc cu nepoții mei în limba română și să nu mă gândesc că o să vorbesc în engleză și franceză, înseamnă că merită să fac asta. E al naibii de greu, dar aș vrea să fac apel la toți oamenii de bună credință care vor să facă ceva în țara asta, concret, să înțeleagă că se poate. Eu îmi doresc ca fata mea să fie fericită. Dacă ea simte într-o zi că poate să fie fericită în România, deși a spus că ea nu vrea să se mai întoarcă niciodată, este numai alegerea ei. Eu nu sunt șefa ei, nu sunt primarul ei, eu sunt mama ei. Și e adevărat că mă doare sufletul, poate se întoarce. Dacă la 3 dimineața te ia cineva din pat și te scoală brusc, și tu știi pentru ce lupți, tu știi care crezul tău, atunci poți să transmiți emoție. Numai așa poți să strângi oamenii lângă tine. Iar crezul meu e România. Nu vreau să ajung să visez în altă limbă. Aia e calea ușoară. E ușor să-mi fac bagajul și să plec acum, undeva în străinătate, unde sistemul funcționează. Sau poate să mă duc acolo unde este singurul meu copil, pe care mi l-a răpit sistemul, pentru că a plecat scârbită din România, scârbită de sistemul de aici. Și m-am gândit că dacă prin faptele mele pot să-mi aduc copilul acasă, înseamnă că am făcut o treabă bună.
E bine că continuați să mediatizați această doamnă. N-am nimic cu doamna Asensie. Vreau să vă spun un lucru. Vreau să vă spun un lucru. Nu pot să am încredere în oamenii deveniți politici după ce meseria și studiile lor sunt tocmai pe a transmite emoție, pe a regiza, pe manipularea standard. Acum se transformă, în politicieni. Exact. Adică eu nu pot să devin politician? Nu știu, dacă vă lăsați de meseria asta și vă duceți la o localitate, candidat, o luați de jos, da, puteți deveni politician. De jos? Din studioul de televiziune e cam complicat, ai atâta credibilitate. Uitați că sunt personaje. E mesajul de la PSD pentru domnul Zelenski. Pentru domnul Zelenski, mesajul acesta. Mesajul meu propriu vis-a-vis de cazul ăsta. Noi pentru domnul Zelenski. Zelenski. Tot un actor, domnul Zelenski. Zelenski, eu nu trăiesc în Ucraina, eu trăiesc în România. Nu, ca idee am trăit. Eu trăiesc în România și dezbatem problemele din România. Văd agitația maximă aici pe sondajele astea, Iurea. Care este oful cel mai mare a unei categorii de populație din România și mă refer în general la pensionari? Nu este pensia, că ei s-au învățat să trăiască cu nimic. Știți care este? Dorul de copii și de nepoți. Pentru că mulți dintre copiii bunicilor sunt în bejenie prin Europa cu nepoții lor și așa mai departe. Iar doamna Lasconi vine și zice: fata mea mi-a alungat-o sistemul. Dar mai are un nume. Iar sau eu vreau se utilizează la următoarea etapă. Mai are un aia nume. Cu nepoții ne-a făcut Valeria, Valerica, ceva de genul. Să ne umfle râsul. Fata mea, deci, v-am spus sau nu v-am spus la început că se încearcă apăsarea pe niște sensibilități ale poporului român? Doamne, cine va duce, mă, copiii acasă? A? Primărița, mă, din câmpul. Dar mai este un lucru, domnul Botin, pe care trebuie să-l sesizăm la discursul doamnei Lasconi. Și aici, ca o paranteză, eu nu sunt de acord să-ți folosești familia pentru a crește în politică. Modalitate nouă. Bun, vedem, dar eu nu sunt de acord. Cât am fost în politică și cât am ocupat funcții înalte în statul român, mi-am ținut familia deoparte și m-a deranjat atunci când au venit anumite lucruri în spațiu public. Dar referitor la ceea ce a afirmat doamna Lasconi, am văzut că este foarte preocupată de fiică, de să-și aducă fiica acasă, dar în același timp am văzut și declarațiile fiicei, care a spus că este o mamă care și-a abandonat copilul. Unde este adevărul? A fost o rătăcire, doamnă. Unde este adevărul? O să revină la sentimente mai noi. O să revină la sentimente mai bune. Copil la sistemul Nicăloșii din care dumneavoastră a făcut parte, a trimis-o doamnă. Să vedeți că nu o să spună că a transformat apa în vin sau nu știu ce minune a mai făcut. Stați că urmează. Hai să pornim de la ce a declanșat chestia asta. Ce a declanșat chestia asta? O minciună. Da, adică femeia a mințit că e vreo creștină practicantă. Domnul și s-a dus și a curajul nu a fost acolo. Minciună. De-aia e scandalul, domnule, Lusere, că minciună. I-au zis, bă, când ne-ai mințit, domnul când Andrușiac, ne-ai spus că ești de-a noastră. Nu a fost minciună. Sau? A fost totul pregătit. Da. Pregătit. Fără și întrebarea din acel interviu. Duminică o să vedeți la slujbă în biserică cu fotografii pe Facebook. Duminică e la biserică să vă întărească credința ei. Duminică se va fotografia pe în biserică. Păi, Doamne ajută. Păi am mai văzut. Nu, n-ați văzut-o, pe dumneavoastră n-ați văzut-o. Păi, bine, trecem în alt registru. Mai un pic de scârțială prin coaliția asta aflată la guvernare după ce domnul Ciolacu a modificat schimbarea schimbării. Da? Adică domnul Ciolacu, la presiunea opiniei publice, a fost nevoit să retragă acea ordonanță cu cashul, cu banii cash, cu banii lichizi, cu nu știu ce, și să renunțe la anumite plafoane. Mai mult decât atât, liberalii au și băgat ei frumos și elegant în Parlament un proiect prin care cumva să blocheze acest lucru. Domnul Ciolacu, când a auzit și de asta, a zis: și ăștia, frate, și au dat un pic înapoi. Dar fiți atenți. Banii lichizi ca banii lichizi. Dar de la 1 ianuarie, ce n-ați fost voi atenți? Și vă spune Laurențiu, ca să nu ziceți că nu v-am zis, și eu v-am zis, că dacă majorează salariul minim, pensiile, dar și taxele locale, se majorează și taxele locale, și accizele, și TVA-ul. TVA-ul nu. Cine v-a spus să majorează TVA-ul? Pentru anumite produse, inclusiv alea bio.
Atunci spuneți atunci informația corectă. Pentru că dumneavoastră ați livrat-o ca și când TVA-ul crește. Domnul Gădeie, dacă vă întreb așa, de la 1 ianuarie se mărește TVA-ul, doar să ce-mi răspundeți, da sau nu? TVA-ul general despre care îl știm cu toții avem și tot ce... asta nu se mărește, doar TVA-ul colonel, că e mai puțin decât generalul. Nu. Colega mea, Alexandra Alexandrescu, are detalii. Bun găsit, Alexandra! Bun găsit, dacă este în primul rând să ne uităm la veniturile care cresc de la 1 ianuarie, vedem că, spre exemplu, salariul minim crește de la 3300 la 3750 de lei, adică cu 13,6% și cu un procent similar, adică rata inflației de 13,8% vor crește și pensiile vor fi indexate cu această rată. În schimb, tot cu 13,8% ar urma să crească și taxele locale, iar asta înseamnă că taxa auto, taxa pe locuință, dar și taxele pe terenurile deținute de români vor crește și ele de la aceeași dată. Și tot de atunci intră în vigoare și noi taxe. Iar aici ne referim la taxe noi pentru micile și marile companii, dar și la creșteri de accize și, da, creșteri de TVA în anumite cazuri. Așadar, ne spun inclusiv specialiștii că ne așteptăm să vedem unele scumpiri și la raft, în condițiile în care vedem aceste majorări, dar și scumpiri în paralel. Înțelegem că puterea de cumpărare va rămâne aproximativ pe loc de la 1 ianuarie, chiar dacă aceste majorări sunt prezentate cu destul de mult tamtam. Într-adevăr, a fost acest scandal în cadrul coaliției. Am văzut că liberalii au fost primii care au spus că nu mai susțin aceste măsuri de plafonare a plăților cash și au depus inclusiv un proiect în acest sens și, drept răspuns, premierul Marcel Ciolacu a anunțat că va elimina toate aceste plafoane, cu doar două excepții. Mulțumesc, Alexandra Alexandrescu. Mi-aduc aminte de povestea aia. Băi, cum e, mă, auzi, zice, că ne trec ăștia, dispar banii și ne dau ăștia aur, da? Păi da, mă, zice, câți bani ai, atât aur ai să ai. Tu câți bani ai, n-ai? Păi n-am niciun ban. Ei, las că de la 1 ianuarie atât o să ai în aur, nu? Liviu Pop. Da, e specific actualei guvernări. Dă măsura și după aia vede că nu e bună. 3 zile, 4 zile, reprezentanții PSD-ului ne tocau pe toți în platouri spunând, domnule, cine a cumpărat cu 5.000 de lei, că e o măsură bună, după, poate, eu nu cred în coincidență, după întâlnirea domnului Ciolacu cu Partida Romilor de duminică, s-a schimbat calimera. N-am înțeles de ce, nu vine guvernul cu măsuri concrete pe zona aceasta. Vrei să faci asta? Foarte bine. Du un bancomat în fiecare sat din România, dacă tot vrei să treci la plată cash, plată card. Dar 3/4 din satele din România nu au bancomat. 3/4. Nu pic o măsură de genul acesta fără să măsori impactul ei. Pe TVA nu spui nimic decât că vei crește TVA-ul la anumite produse. Dar n-am văzut o măsură concretă din partea coaliției. Spune, domnule, vrem să recuperăm TVA mai mult decât recuperează România, pentru că este pe primul loc în Uniunea Europeană. 35% din TVA-ul din România nu se recuperează de către instituțiile statului. Ceea ce înseamnă 7 miliarde de euro pe an. De 3 ani de când sunt la guvernare, 21 de miliarde de euro, România nu le-a recuperat din incompetența lor. Că-i Ciucă, că-i Ciolacu, că-i Iohannis. În ultimii 3 ani de zile am pierdut 21 de miliarde. Suntem pe primul loc în Europa. Cum să nu încasez TVA-ul? Băi, deci eu asta vreau să știu, că nebunesc. Eu dacă nu plătesc TVA-ul, trec 20 de zile, blochează contul. Când intră banii, trup TVA-ul. Bă, alții cum? Cum fac? Vreau și eu soluția asta. Păi, să ne spune domnul Iohannis. Domnul Raicu, ajutați-mă, care e soluția? Păi, soluții există, dar le pune cineva în practică? Nu. Soluția să nu plătesc TVA-ul. Că bă, mă interesează, mă! Și cred că pe toți ăștia care încearcă să facă plus valoare, IMM-urile, că la IMM-uri vine ANAF-ul, banca, bum, blochează contul. Păi de unde, mă, nu se colectează TVA? De la cine? Care să ia și cum au rezolvat? De la firmele cu capital de stat care se află și de fapt și prin județe, pe la primării și pe la consiliile județene. Păi inclusiv... Păi nu, plătesc, dar plătesc cu oarecare întârziere, se mai prescrie, se mai șterg datoriile, se mai rostogolesc. La Mărăștenii, scuzați-mă, la Fraierică, gen ca noi, imediat îți spune poprire pe cont și statul își recuperează TVA. Și la Fraierică de ce? Plus, la aia șmecher de ce? Plus că nu discutăm foarte aplecat de evaziunea fiscală care există prin târguri, piețe, oboale și... Aia oboare evaziune și... fiscală, păi, nu, aia e mai evaziune. Fiscală. Mă, aia este evaziune fiscală. Da, eu am zis pe iurativ. De ieri am citit o listă, da, cu niște companii jucătoare în piața electricității și a gazelor din România, care raportează profit zero,
și pierderi de multe zeci de milioane de euro la cifre de afaceri de miliarde. Păi, aici e evaziunea, frățiuer. Da? Aici este evaziunea. Nu o tanti safta care vinde nu, două chile de urmă. E legată, domnul Botin, ce spuneți noastră e legată. Chestiunea cu intercomunitatea TVA-ului din perspectiva aceasta e legată. El trebuie să fie pe pierdere ca să ceară TVA de la statul român. Ne. Și atunci face export de profit, nu-l verifică nimeni. Corect. Și noi rămânem cu TVA-ul în minus. Așa, deci 37 de miliarde de lei numai anul trecut am pierdut. Deci uitam acum cu exactitate. Ca să-i dau TVA-ul înapoi, trebuie să mă declar pe pierdere? Păi dar nu poți să fii pe TVA pe plus. El și-l face pe pierdere. Și statul, dacă nu. Iar noi ca țară avem, mai sunt 3 țări în Uniunea Europeană care au TVA-ul de 19%, celelalte state au TVA-ul mai mare. Dar deficitul de TVA și furtul de TVA e consemnat la nivelul Comisiei Europene în România. Ziceți, domnul Gădei, v-au supărat liberalii că au sărit cu plafonul, cu aia? Nu m-au supărat liberalii. I-am pus o întrebare inteligentă la un moment, sau mi s-a părut mie a fi inteligentă, când domnul Ciolacu ne spune, cinci mii că nu știu ce, că nu, nimeni nu-și permite să cheltuiască 5.000. Și am întrebat și de ce l-ai pus? În tot scandalul ăsta și isteria generată de interzicerea banilor cash, a plăților și așa mai departe. Andrușeac a ieșit, nu, a făcut, nu, eu vreau să spun altceva. În tot scandalul ăsta, măsurile știți cum e. Pleacă tehnic de la ANAF versus Ministerul Finanțelor versus vine la premier. Premierul și asumă și comunică intențiile pe care le are strâns legat de datele tehnicile pe care le-a avut de la ANAF. Bineînțeles că ulterior partenerii de coaliție au sărit ei ca aș la Sinaia și au dat ei seama că mai aveau bani mulți pe buzunare și nu mai puteau cheltui cu deal de peste. Și bineînțeles că dar ce este foarte interesant este că în tot acest timp, acestui scandal, ministrul de finanțe nu a ieșit public să spună și el punctul de vedere. Că mi-aduc aminte cu 2-3 săptămâni înainte, cum se urca în mașină sau ieșea de minister, apu microfon în față și ne mai spunea 2-3-4-5 povești. Adică, ei, pe scandalul ăsta, a tăcut mult. Făcut? Le, nu știu dacă au făcut. Până la urmă am avut responsabilitate. Responsabilitate și ne-am asumat și anunțarea măsurilor și retragerea lor. Poate ne spuneți din culise de ce că totuși a ieșit domnul Ciolacu și ne-a spus, domnule, stați așa că nici băncile nu mai majorează comisioanele în condiții în care îi notificaseră clienții înainte de ordonanță și acum ce să vezi au renunțat. Deci ei știau probabil că va fi. Că a fost o întâlnire premieră, au avut întâlnire cu bănci. Păi, pe bune de acolo vine pasul înapoi, dar terminați-vă ideea. Nu, de acolo aici a fost cheia. Ei le-au pus pe primul an sau pe primii 2 ani 2% ăstora de la bănci. Băncile astea care sunt și puține la noi și au și un lobby extrem de puternic și fac și încasări istorice în Românica. S-au dus și eu, ne luați 2% micuților, da, dar să vedeți că după aia din 2026 vă luăm doar 1%. Și au zis, da, păi lasă că ți-i pun eu pe ăștia în cap, că de la întâi faci tu, nu faci ceea ce ai spus, dar eu le iau, îi taxez cu 1% și la depunere și la retragere. Joacă pe asta. Și atunci a venit Marcel și a fugit cu covrigi în coadă, cum se zice, că era prea groasă. Da. Doar că el mai încălca și conștiința. El mai încălca și conștiția puțin aici, dar știu că pentru că banii aia, banii noștri nu sunt proprietate publică. Banii noștri sunt proprietate privată pe care îi primim. Domnul tot pe două lucruri care sunt garantate de Constituție. Nu am nicio prevedere constituțională pentru că și acum avem praguri permisive pe care nu le-a atins nimeni. Deci nu modificam decât cuantumul pragurilor. Deci nu era nicio încălcare de ce? Pentru că trebuie să stârpim evaziunea fiscală. Și acum de și dacă ați dat înapoi și dacă ați dat acum înapoi înseamnă că susțineți. Bineînțeles că veneau la pachet toate măsurile, aveau drept scop asta. Doamna Dăncilă, va continua să credeți că liniște. O stârpim. Doamna Dăncilă, sintetizați în 30 de secunde. Pot să sintetizez și o să vă spun foarte simplu care este cursul unui act normativ. Și atunci toată lumea se lămurește. Domnul prim-ministru a spus, domnule, a venit ANAF-ul și a spus acest lucru.
Păi eu, prim-ministru, când îmi vine actul normativ, am aviz de la Ministerul de Finanțe. Deci Ministerul de Finanțe a știut. Am aviz de la Ministerul de Justiție, am avize de la alte ministere și, doi, eu ca prim-ministru cer o notă de fundamentare și un studiu de impact. În acel studiu de impact eu trebuie să am ce câștig, cum câștig prin aplicarea măsurii, dar și dacă am logistica necesară ca să aplic această măsură. Dar ceea ce vedem noi acum, numai o secundă. Pe domnul Boloș la ora guvernului, deci, astfel încât va răspunde tuturor necunoscutelor. Dar încă ceva, domnul Gâdei, l-aveți pe domnul Boloș, dar adoptarea unui act normativ se face de premier. Nu a fost adoptat. Nenatanti, evaziunea fiscală, ți s-a mai dat o gură de oxigen din partea la guvern? Nu mai stârpim, nu te mai stârpesc acum ăștia, găsesc alte metode să te stârpească. Cine este traficantul de ceapă căutat internațional? Ați auzit bine, de ceapă, da? Aflați în câteva minute și de asemenea care sunt deținuții care au bursă de merit, fraților, de la Ministerul Educației. Și o să avem mare conferință cu drogurile, o să vedeți despre ce este vorba. Revenim în câteva minute. Bun, a revenit în 100%, oameni buni, suntem în așteptarea unei conferințe de presă cu domnul Predoiu de la Ministerul de Interne, care vrea să ne spună ce măsuri s-au luat vis-a-vis de cazul drogatului de la Vama Veche, de acolo, de la Constanța, cel care a omorât doi tineri și în subsidiar vis-a-vis de lupta împotriva dealerilor de droguri. Dar până atunci însă o să vorbim de alt traficant, traficantul de ceapă, oameni buni, pentru că n-am crezut în viața vieților mele că o să citesc o astfel de știre și vreau să o împărtășesc cu dumneavoastră. Care va să zică povestea este așa. O femeie din județul Bihor, administratora unei firme, este căutată internațional după o condamnare la 2 ani de închisoare pentru că a traficat ceapă. Și nu ce orice fel de ceapă, ci ceapă, da? Ea ce a făcut? A cumpărat Sanchi, ceapa asta din Polonia și trebuia să plătească pentru ea 120.000 de euro. Dar nu i-a mai plătit. Și ce să vezi? Polonezii au spus banii, zloți-vă. N-au mai găsit-o, mandat internațional, frumos, elegant. Deci mai avem un fugar, mai dați-o-mă pe doamna, că n-am văzut în viața mea un traficant de ceapă, jur. Aia e nof, așa. Un traficant internațional, ia uitați-o ce frumos, Adriana o cheamă, Ana. Deci femeia asta a furat de la polonezi 120.000 de euro pentru că nu a plătit ceapa livrată, domnule. Uite evazionistul, domnul Andrușceac. La asta nu v-ați gândit la ceapă. Păi femeia o fi vreun haiduc. Ceapa aia o fi fost ca și în alte situații, ceapă românească, ambalată în Polonia și luată înapoi. Și femeia a zis, așa cum repatriem dacile, băi, e ceapa noastră. Păi nu, arată o realitate, noi nici ceapă nu. Noi râdem de chestia asta, dar nici aici nu suntem în stare să procesăm ce facem în țară vis-a-vis de, nu de traficul cu ceapă, ci de neplata unui contract pe care l-au încheiat, dar să produci aici, să vină alții să-ți ia marfa, să-ți o împacheteze, să-ți o dea de 5 ori mai scumpă, ăsta da popor deștept, bravo conducători. Ca și merele, ca și multe alte ceaiuri, fructe de pădure, cam tot ce mișcă. Dacă vă uitați pe deficitul, pe balanța de deficit comercial a României, să vedeți că importăm foarte mulți cartofi, ceapă, mere, cum a spus domnul Botin, carnea de porc. Alte... Carnea de porc nu mai vorbim. Aia nu mai punem în discuție, că aia oricum se mai crește porc în România. Corect ceea ce a spus și dumneavoastră. E un contract comercial între două firme. Așa că mi-am adus aminte. Domnul Gâdei, dacă îmi faci tochitura aia cu purcelul, așa, pui și un pic de ceapă, nu tai ceapă așa, nu? Ce ați mai făcut cu aia cu purcelul? Are voie ăla săracul în bătătură să vândă sau nu are voie? Bineînțeles că are voie să facă ceea ce a făcut toți anii. Până acum nu s-a schimbat și nu se schimbă nimic, s-a reglementat totul astfel încât să nu aibă nicio interdicție, n-aș comercializa carnea de porc, animalele în viu și așa mai departe. Cu toate că această măsură
a fost introdusă tocmai pentru a limita răspândirea pestei porcine, pentru că știm că a făcut ravagii în România. Bineînțeles că în al 12-lea ceas s-au semnalat fermieri, au semnalat guvernanții și iată că s-a revenit la normal, astfel încât să nu avem niciun fel de interdicție în ceea ce privește carnea de porc, comercializarea acestei... Cu toată dragostea față de dumneavoastră, unde mai creștem noi porci? Adică putem să-i sacrificăm pe aia care aducem de afară? În zona rurală, nu, vorbesc... Nu, aici toată discuția a fost în zona celor care cresc porci acasă. Și sunt suficienți români care în zona rurală mai au microferme unde își mai cresc, sau porci din gospodărie unde își cresc unul, două animale pentru sacrificare sau pentru a da la rude. Nu, lucrurile astea încă se întâmplă în România și e foarte bine că se întâmplă și să se întâmple în continuare. Dar vreau să vă completez apropo de ce spunea domnul Andrușceag cu nu mai suntem în stare să procesăm. Eu vă spun că în județul meu, și anume nu e un secret pentru nimeni, în Tecuci este o societate care ambalează, procesează legume, fructe, ambalează și lucrează pentru diverse branduri. Da. Și aceste produse le găsim în toate hipermarketurile, supermarketurile din România. Și asta este un lucru bun, că încă se lucrează, se procesează, deci e o realitate. Și pleacă la export. Este foarte mare. Acolo e foarte bine, dar ar trebui să deci, dar e nevoie de mult mai mult. Da, bineînțeles că e nevoie de mult mai mult. Extalați profitul de deșidratare, de pachetare și noi rămânem, mai noi rămânem cu salariile oamenilor mici, rămânem cu oameni care au accidente de muncă și statul român plătește aceste accidente de muncă, iar profitul se externalizează. Corect. Să știți că asta e marea problemă. Domnul Pop, noi nu ne-am dus, de fapt toată Uniunea Europeană se duce de la fermă la furculiță, adică pe lanțul scurt, numai noi nu am venit cu niciun program în ultimii 10 ani, de fapt, ca să încurajăm acest lanț scurt. Este pe circuitul lanț scurt. Este foarte puțin și cunosc foarte bine zona Matca la dumneavoastră și apreciez ce se face acolo, dar este nevoie de mult mai mult. Iar ceea ce privește carnea de porc a rămas foarte puțin în România. Sunt foarte puțin crescători. Eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Pop, nu mai vorbesc cu domnul Gâdei. Cum credeți dumneavoastră, că ați fost și colegi acolo, cum credeți dumneavoastră că ar putea negocia și plafonarea unor prețuri și plata sumelor datorate și impuse chiar de Uniunea Europeană de către toți retailerii ăștia în momentul în care ei dețin 80% din piață și de importul ăla de alimente depindem toți. Păi nu, este pentru că în momentul în care ăluia i-ai pus taxare corectă, civilizată, ca în țările lui de origine, dar el s-a obișnuit aici. Este da? Îți mărește la 5-10 produse prețul de bază și ești la revedere. E un calcul simplu pe supermarketuri. Încă nu ne-au dat răspunsul cei din coaliția invadatorilor. De ce totuși un supermarket în România nu raportează profit de 7 ani de zile? În ceea ce privește exploatațiile agricole... 7 ani, nu de 7 ani. Mai mult, sunt alții care de vreo 12 ani și că sunt în deficit. În ceea ce privește exploatațiile agricole, că discutăm de exploatațiile agricole. Ajungem și la porc și la ceapă. La amândouă ajungem, și la porc și la ceapă, pentru că în România sunt 33% din exploatațiile agricole din Europa. Ca să clarificăm subiectul. Jumătate din teritoriul României este făcut, cultivat de exploatații care în media au 2,7 hectare. Acești oameni, care sunt câteva milioane de oameni, sunt atacați în fiecare zi cu diverse legi, în așa fel încât să se desfințeze aceste exploatații agricole. Pentru că în mai au dat legea cu porcul. S-au trezit acum când au văzut și a căzut pe niște norme metodologice. Legea este în vigoare. Să ne înțelegem. Dintotdeauna a fost. Au dat în mai legea ca să dispară încet, încet chestiunea aceasta cu creșterea porcului. Nu omorâți porcii mei! Valoarea tradițională a românului mei! Deci românul de la țară crește 3 găini, un cocoș că-i musai, da? 3 rații crăcănate și purceii, frate. Pentru că e ceva de subzistență. Dacă îi ajută Dumnezeu și fată scroafa 5 purcei, are și ăla micul de la oraș ce să mănânce, păi mai vinde un purcel și uite așa, mai trece la o iarnă. Orențiu, da, vezi, hai că trebuie să trecem la afaceri adevărate. Puțin, nu ești colonie pe de-a dreptul, dacă tu ai prea mare drept asupra proprietății, adică asupra casei în care locuiești și asta deranjează, și dacă poți pe lângă casă să-ți mai să te mai gospodărești. Deci acolo este lovitura. Poți să cresc o cămilă acasă? Am dreptul să cresc o cămilă? Păi cămila dă și lână. Dacă vor ei, că tu aregi, iau părul de cămilă și fac șal, fular și pardesiu. Da? Cămila dă lapte? Dă! Am auzit că există o rețetă foarte mișto. Într-o cămilă mare, într-o groapă mare cu jar, să pune
un berbec și în berbec să taie berbecul și să pun niște găini și să bagă totul, să pune jarul, face poc cum fac ăștia oaie la jor și avem o mâncare specific toaregă, mă, frate. Lasă că am luat-o pe prafuri, nu știu ce fumează ăștia, dar vreau să vă spun că drogurile au luat o mega amploare, oameni buni, și tot mai mulți influenceri să sparg ei în figuri în momentul de față, dar sunt prinși fumați sau drogați cu diverse substanțe în trafic. De exemplu, Dorian Popa, guess who, actorul Matei Dima, ăla, șefoa, foa, Contesa digitală Ana Morodan, păi, din păcate, și ziariști, cum e asta? Cine inteligența? Cum e și ăsta, Mihai Munteanu, ziaristul, care se lăuda el că a fumat în mașină cu polițistul. Ia priviți. Contesa digitală, nu mă... Păi... Dorian Popa a reacționat pentru prima dată după ce a fost prins drogat la volan. Vedeta spune că îi pare rău pentru tot ce a făcut. A greșit, însă a simțit nevoia să se relaxeze puțin după toată perioada agitată din viața lui. Am găsit indiscutabil la vârsta și experiența de viață pe care le am, clar nu am circunstanțe atenuante. Îmi pare nespus de rău că prin ceea ce am făcut am dat un exemplu negativ. Recunosc, am consumat cannabis. Nu în ziua în care am fost oprit de poliție, dar am consumat, lucru pe care, după cum v-am spus, îl regret. Și un jurnalist a fost prins drogat la volan. Acesta a recunoscut fapta și spune că a fumat marihuana cu un polițist, chiar înainte să fie oprit. De altfel, el a recunoscut că era fumat atât în fața polițiștilor, cât și în spațiul public. Deși au trecut 4 ani de atunci, Mihai Munteanu nici măcar nu a fost audiat de procurori, iar la ultimul termen de luna aceasta nu s-a prezentat nici el, nici avocatul. Instanța a decis inițial că acesta va trebui să vină în fața judecătorilor pe 5 decembrie, însă termenul a fost decalat. Procesul va avea astăzi loc mai devreme, pe 15 noiembrie. Munteanu are de altfel și un trecut tumultuos, fiind acuzat de tâlhărie și atunci a scăpat tot nepedepsit. Mai mult, după acest episod, Munteanu ar fi recidivat după ce a bătut cu sălbăticie o ziaristă. Și tot despre droguri, acum ministrul de interne Cătălin Predoiu. Sau de suportul bugetar pe care guvernul trebuia să-l aloce în ultimii 10-20 de ani pentru dotarea corespunzătoare acestor instituții de aplicare a legii. Dacă sistemul a eșuat astfel, este absolut obligatoriu ca sistemul să fie evaluat, analizat, reorganizat, modernizat, dotat corespunzător. De aici primul motiv pentru care am hotărât la nivel de ministru să cer aparatului analiză și reorganizare. Cel de-al doilea motiv este, cum spuneam, nevoia de principiu în general de modernizare, de la organizare și până la proceduri, precum și o nouă atitudine față de muncă și cetățean a polițistului. Am constatat această nevoie încă din primele săptămâni ale mandatului meu început în această vară. De altfel, aceste lucruri se puteau constata și din exterior. Legea de organizare a Ministerului datează din 2007. Legi care organizează activități importante, cum este, de exemplu, legea de combatere a drogurilor, datează din 2001. Norma de competență a polițistului de proximitate, un alt exemplu, este de un polițist la 5.000 de persoane. A fost stabilită în urmă cu 10 ani și niciodată revizuit. Odată hotărâtă lansarea unui proiect pilot, am organizat un grup de lucru format din specialiști ai Ministerului Afacerilor Interne și Inspectoratului General al Poliției Române, dar și alte structuri ale Ministerului, care au gândit acest model de organizare pe baza unui comandament și a unor obiective pe care le-am stabilit în calitate de ministru. Care sunt aceste obiective? Ideea de bază a acestei reforme este modernizarea, este dezvoltarea, dotarea corespunzătoare cu forțe și logistică. Ideea este ca noul IPJ să fie mai simplu și eficient organizat, cu o comandă centralizată, cu mai puțin șef și mai mulți oameni în teren, cu o poliție prezentă în stradă proactiv și calificată, o poliție mai aproape de cetățean și comunitate. O poliție plasată între comunitate și fenomenul infracțional, pentru a proteja cetățeanul și a confrunta timpuriu orice formă de infracționalitate. Siguranța școlară, siguranța rutieră, interoperabilitatea compartimentelor, specializarea acestora, cooperarea cu alte structuri polițienești prezente în județ,
dar aflate în afara inspectoratului, dimensionarea adecvată a schemelor de personal, dar și a compartimentelor operaționale ale inspectoratului. Pregătirea profesională și dotarea logistică a forțelor sunt alte obiective pe care le-am cerut grupului de lucru în elaborarea conceptului de proiect pilot. Vă rog să proiectați slide-urile 3 și 4. Rezultatul a fost obținut pe baza unui amplu și detaliat proces de analiză. Ministrul de Interne Cătălin Predoiu, doamnelor și domnilor, într-o conferință de presă în care vorbește despre lupta autorităților împotriva traficului de droguri. Așteptăm cu nerăbdare ca domnul Predoiu să spună ce concluzie a tras vis-a-vis de modul în care polițiștii la Constanța au reacționat în cazul Vlad Pascu, drogatul care a omorât doi tineri acolo și nu numai. Și aș vrea cumva și date despre câți mari dealeri de droguri au fost prinși până acum în România. Dar e foarte important altceva, pentru că vedem că trenează dosare și trenează cumva la nivelul justiției. Cel mai bun exemplu este cumva și punem cumva în oglindă, da? Contesa digitală Ana Morodan, prinsă drogată în trafic, face accident, funcționează justiția și dă cu suspendare, bine, mersi, muncă în folosul comunității. În cazul ziaristului Mircea Mihai Munteanu, domnule, ce să vezi, a naibii justiția nu mai funcționează și totul trenează. Poate ne explică avocatul Veronel Rădulescu, pe care îl salutăm. Bună ziua! Bună ziua! Cum e, domnul avocat, cum funcționează justiția la povestea asta cu drogații prinși și arestați și dovediți? Aia, contesa digitală, merge justiția rachetă și dă cu suspendare, ceea ce îl așteaptă probabil și pe Dorian Popa și pe FOA și pe toți drogații ăștia, Ghesu și așa mai departe. În cazul lui Mihai Munteanu, jurnalistul care recunoaște cu nonșalanță că a fumat la volan în mașină cu polițistul, justiția nu mai funcționează. Cum să înțeleg eu? Mi se pare ciudată situația asta în care, la termenul de judecată, am văzut în presă că nu s-a prezentat nici persoana cercetată, nici avocatul. Și judecătorul n-a făcut altceva decât să dea termen. Avea de luat mult mai multe măsuri. Putea să emită mandat de aducere, putea să solicite baroului asigurarea apărării de către un avocat din oficiu și procesul să nu stea pe loc. Dar dacă stă de 4 ani, probabil că fiind destul de aproape de momentul prescripției, acesta este și considerentul pentru care trenează dosarul. Păi da, dar nu știu dacă aici e o chestie de apăsare. Dar nici în cazul lui Vlad Pascu, domnule avocat, cum să vă spun, mie mi se pare așa absolut ciudat dacă ești cumva, nu știu, în stare, e întrebare, să intri pe culoarele justiției, dacă ele mai există și nu o fi doar un mit, poți să trenezi procese de astea la nesfârșit? Din păcate există și această posibilitate, pentru că și justiție, ca în orice alt domeniu de activitate din societatea românească, nu există pădure fără uscături. De aceea sunt de părere că ar trebui decidenții politici să ia în calcul serios adoptarea unei modalități de răspundere a magistraților, pentru că răspunderea magistraților nu se referă la majoritatea magistraților, care sunt oameni onești, cinstiți și care muncesc foarte mult. Se referă tocmai la aceste uscături de care vorbim noi și această răspundere a magistraților nu va face altceva decât să curețe sistemul de niște oameni care fie din rea voință, fie din neputință, fie din, nu știu, din alte interese pe care le mai auzim și prin presă, dar și pe culoarele justiției, uite, din aceste motive conduc la o umbrire activității judecătorilor din România. Mulțumesc frumos, domnule avocat Veronel Rădulescu. Eu vin cu o întrebare către toată lumea prezentă aici. Vedem tot mai multe vedete, influencer și ce vreți dumneavoastră, prinse în trafic. Deci așadar, mânuind o armă albă,
da? Mănâind o armă letală, mașină, da? Sub influența păsărelilor din capul lor, după ce au inhalat tot felul de substanțe sau și-au tras în venă. Și totdeauna sunt condamnări cu suspendare, ceea ce are darul să încurajeze pe unii, că sunt anumite medii în care, ce să vezi, dacă n-ai o experiență Sanchi de genul ăsta de condamnare, parcă nu ești bărbat sau adevărată contesă digitală. N-ar trebui cumva făcut ceva în sensul legislativ de această dată? Eu am cerut incriminarea mai aspră a consumului și au venit tot felul de ghiocei din ăștia și apărători, știi, ai... Tot ăștia care sunt cu gândăcelul, cu șopârlița de nu putem să construim autostrăzi, nu, domne, păi venim noi cu proiect de lege ăștia de la USR de consum de 3 grame. 3 grame e nimic, să nu fie nimeni incriminat. Vă dați seama că toți ăștia umblau din 5 minute după ce vindeau cu câte 3 grame. Na, era legal. Odată trebuie incriminat mult mai aspru și consumul. Ce înseamnă asta? Pentru că dacă nu este cerere, și oferta e diminuată. Pe de altă parte, astea nu sunt nicio vedete. Care? Ce l-ați prins pe Sting, pe nu știu cine, pe... Ce vedete să stea? Adică dumneavoastră spuneți ce aveți, ministru... mă, cine e aia de contesa, no, da. Nu știu cum nu știu cine e contesa domnul... digitală? Hai, domnule, justiție, în loc să facă, mă rog, o reorganizare, ce a zis dânsul, putea să vină cu un proiect de lege de modificare a codului penal în ceea ce privește incriminarea consumului de droguri și era mult mai ieftin decât să nu facă nimic. Că de fapt în conferința de presă ne-a spus că nu pe bune. Toată lumea spune așa, că România din țară de tranzit a venit țară de consum. Și e important, corect. Da? Și consumul înseamnă, și dacă e țară de consum, înseamnă că este cerere. Deci cumva ceea ce vedem noi prinși de către polițiști sunt doar ăia vârful icebergului. Da? Icebergul e mult mai mare, imens, e de 10 ori mai mare sub suprafața apei. Ok. Dar, atenție, dacă traficul este mult mai mare și ăsta e vârful icebergului, merge pe deducție logică, înseamnă că cineva face tone de bani în România vânzând droguri. Da, vedeți, de unde asta se aprovizionează și care să ia, frate, că eu n-am văzut în ultimii 30 de ani decapitată o rețea de traficați de droguri, dar de-aia imensă, mare, doar niște proști care au răsturnat niște bărci pe la Sulina cu baloții de droguri. Mă, captură, captură din noroc, știi? O barcă și dispărut, adică nu știm ce e cu aia. Și capturi care dar mai dispar și din depozitul poliției, aia. Pe aia cum o mai justifici? Care să ia? Cine să ia, mă, care au tone de droguri? Sute de kilograme de droguri? Care să ia, mă? Cine sunt, mă, șefii cartelului de droguri de aici din România? Care aduc drogurile de temiri unde? Cine să ia, mă? Unu, un cap. Hai. Eu vă întreb așa, cum se combate chestia asta la nivel internațional? Că ajungeți acolo unde e periculos să vorbim, dar trebuie să vorbim. Ia. Cum se combate? Cine? Traficul de droguri internațional, prin cooperare polițienească și a serviciilor la nivel și internațional. Așa. Și tu, ce vrei să spuneți? Că ai noștri din servicii sunt băgați în chestia asta și își trag niște bani de acolo? Hai că nu știu, ar fi ca aia de prin Israel, de n-au știut niciunul cei la pe 65 de kilometri de frontieră, de i-au bombardat aia cu 8.000 de bombe în deci 2 zile. Deci acum mergem și ne suim în mașină și mergem în fața unei școli generale, oricare o alegeți voi din București, nu, da? În fața cred că prin metode specifice aflăm sau putem să cumpărăm niște droguri de-astea recreaționale instant. Păi dacă noi știm asta, ei nu știu? A, apropo, fiți atenți că cumva se mișcă ăștia, iar o știre care vi se pare nonsens și mie mi se pare nonsens, dar este relevantă pentru ceea ce discutăm acum. De exemplu, Bianca Drăgușanu și alălaltul, Bogdan de la Ploiești. De Bianca Drăgușanu am mai auzit eu ceva. Dar de Bogdan de la Ploiești, mai rar. Așa, mă, amândoi să plâng că-i caută ăștia, miliția, îi oprește miliția, da? Mă, și testează, mă, îi testează. Deci, cumva, influencerii ăștia sunt căutați ca să-i prindă, ca să ne arate cineva că de fapt uite că ce acțiune avem, că îi prindem pe aia. Adică ăștia-s victime, Bianca și cu Bogdan de la Ploiești. Da. Am fost oprită de poliție pentru că am încălcat niște reguli. Am fost amendată, dar nu asta mă doare cel mai tare.
Am fost testat antidrog, a durat vreo 10 minute acest test pe care nu l-am mai făcut niciodată. Și ce credeți? Au ieșit negativ. Însă pentru trecerea pe linia continuă, vedeta s-a ales cu amendă de 1300 de lei și 6 puncte penalizare. De duhul de preiubire, Maldive sau Tenerife. Bogdan de la Ploiești a publicat pe pagina sa de socializare un clip realizat exact când a fost oprit de un echipaj de poliție. Artistul se îndrepta spre un eveniment când oamenii legii l-au tras pe dreapta și l-au testat atât pentru substanțe interzise, cât și pentru alcool. Am oprit într-o București, un continuu. Ne-au testat droguri, alcool, control. Control în bagaje, control în portofel, control copii, dezbrăcați, femper și dați jos tot. Da? N-au găsit nimic. Chiar și așa, manelistul este cunoscut pentru consumul de droguri la volan. În vara anului 2019, în stațiunea Mamaia, Bogdan de la Ploiești a fost prins în timp ce conducea sub influența marihuanei și cocainei. Atunci a ales să semneze un acord de recunoaștere a faptelor și s-a ales cu o pedeapsă mult mai mică. Judecătorii l-au obligat să presteze muncă în folosul comunității pentru o perioadă de 30 de zile. Vedeți, un titlu de glorie. Da, aia, dar nu m-a prins. Ăsta, bă, a controlat și în pampers-ul de la copil, dar nu m-a prins. Da. Avem titlul de glorie, frate, și ce să faci, drogangii umblă liberi. Dar ăștia, domnul Andrușceacă, să vă explic, ăștia au milioane, unii dintre ei, de urmăritori. Și, de exemplu, când Dorian Popa a fost prins și a dat-o în lambada, a zis că eram undeva și fumau alții și eu am inhalat. După aia a recunoscut că e prost. Și că a tras. Știți cum? Așa, ăia micii urmăritorii, ăia cocogeambă de ăștia, micii urmăritorii, spuneam, bravo, Doriane, așa, Doriane, poți să te susținem, Doriane. Păi ăia, micii, puc, la școală, zâști. Multă minte nu se cere să fii prost cu mulți urmăritori. Deci cam asta e noua... Da, și apropo de multă acum, minte, nici minte multă nu trebuie să stai toată ziua să-l urmărești pe Dorian Popa, să mă ierte Dumnezeu. Adică... Credeți-mă, toate aceste lucruri îi fac pe unii dintre ei să-și facă reclamă. Eu nu m-am drogat, pentru mine a fost o greșeală. Dar eu stau și mă întreb ce fac instituțiile statului. Și în altă ordine de idei, ce face domnul președinte? Pentru că dânsul a spus, e o problemă națională, vom discuta în CSAT. Au discutat-o în CSAT. Care sunt rezultatele? Au mai făcut o comisie, comisia aceea a făcut o altă comisie, dar nu vedem niciun rezultat pozitiv, dimpotrivă, vedem că fenomenul ia amploare din ce în ce mai mult. Nu, Dăncilă, se vând droguri în pușcărie, ce vorbim? Cine le bagă acolo? Adică problema este fenomenul că... fenomenul este că cei care ar trebui să combată traficul de droguri sunt mână în mână cu traficanții. Asta nu este marea problemă. Așa ceva. Nu puteți să spuneți seama cum ar fi. Păi uite cum spunem. Polițiști prinși cu droguri asupra lor. Polițiști băgați în rețele de traficanți. Polițiști care anunță raiduri pe care le fac sau urmează să le facă colegii lor și le strică alora muncă de luni, de zile sub acoperire periculoasă și așa mai departe. Polițiști se angajează la nu știu ce firmă care băga droguri în dulciurile copiilor. Uite, astea sunt dovezile. Ce dovezi să fie? Da, acolo s-a oprit și ancheta asta, ca și ancheta de la mare, ca și ancheta de peste tot. Băi, cum ziceați, că prost să fii, că cum, că ce? A ține de educație, frate. Deci o să mergem într-o anomalie acum. Știți povestea aia cu bursele de merit date pe legea educației? Băi, dacă ești în prima treime din clasă ca nivel de medii, primești o bursă de merit, atenție, din partea statului român. Și ce să vezi, ce s-a descoperit? Că deținuții de la penitenciarul de maximă siguranță, AIUD, primesc burse de merit, doamna Dăncilă. 20% dintre acești deținuți care își continuă studiile în penitenciar, adică clasa 2, clasa 3, clasa 5, clasa 6, primesc din partea Ministerului Educației bursă de merit. Cum se poate acest lucru, ne explică a mea colegă Cristiana Chițu. Bun găsit! Mă rog, hai să facem legătura și cu Cristiana la un moment dat. Ați auzit știrea, da? Până la urmă.
Da? Deci deținuți de la, de la penitenciarul Aiud au bursă de merit, 420 de lei, bursă de merit. Da? Pentru că își continuă studiile acolo și sunt în prima treime din clasa lor. Bine, în clasa lor sunt doar ei trei. Știi cum ar veni în clasa 4? Păi da, dar avem și elevi în libertate care iau pentru media 4 sau 4 și ceva bursă de merit. No, că tot așa sunt cei mai buni de la ei din clasă unde toți au 3. Înțelegi? Deci sunt niște aberații de să crezi. Acum, până la urmă, dacă legea există și premiază, ea se aplică un uniform, adică și ăsta e da, care e în penitenciar și așa. Oameni sunt și ei elevi, indiferent de vârstă. 8500 de elevi din România, care au medii sub 5. Da, primesc bursă. Primesc primea. Fiecare câte 420 de lei lunar. Domnul Pop, da, eu bună știu. Dimineața. Nu, îi vedeți așa. Că am dreptate că se premiază prostia. Pentru că sunt în prima treime din clasă ca nivel de medie, frate. Cea mai mică medie e 1,89. Da, pentru că legea educației a fost interpretată de către actuala coaliție care a votat-o așa, coaliția invadatorilor, fără să se gândească la consecințe. Și o să intru în detaliu. Primul, dacă nu faci standardizare unitară în sistemul de învățământ, ajungi la aberațiile de genul acesta. Ei au venit cu mare tamtam și au spus, domnule, 30% din copiii din fiecare școală trebuie să primească bursă. Dacă aveai standardizată evaluarea, puteai să spui 30% dintre copiii din România, cât sunt 2 milioane de copii, 600.000 de copii, le dai bursă de merit, pe cuantumurile pe care le stabilești. Dar sunt niște amatori. Li s-a dictat și legea educației, ca multe alte normative de către invadatori, ei le-au pus în practică și acum comentăm niște aberații. Aberații, râde Europa de noi, ceea ce n-a înțeles doamna ministru, președintele statului, râde Europa de noi. La Consiliul de Miniștri abia aștept reacția ministrilor educației din celelalte țări când vor afla ce facem noi în România. Bine, cred că o să avem două breaking news-uri senzaționale, oameni buni. Iată primul dintre ele, breaking news. Îl mai știți pe ăla? Bă, tu știi cine sunt eu? A? Domnul Horodnicianu? Da. Păi astăzi a fost așa pe cale ierarhică să-l judece ai lui despre acel comportament senzațional. Bă, voi știți cine sunt eu? La Albi, frate. Ionela Arcanu are amănunte. Bun găsit, Ionela. Nu s-a întâmplat ceva, tată. Ionela, mă auzi? E bine. Așa, deci încheie o breaking news-ul de astăzi. Deci azi s-au aliniat planetele de așa. Cu vremea asta, sateliții fac figuri. Ok. Tovarșul Horodnicianu, citește Laurențiu. Băi, stai, că vă spune Laurențiu. Acum că am încurcat-o, da? Și Ionela, faceți legătura cu Ionela, că am breaking news și fac 2 în 1 pe această cale, ca să fie treaba. Deci știți ce au făcut ăsta, nu? L-au băgat în ședință să-i analizeze comportamentul acela când a fost oprit de către doi polițiști care l-au fugărit până omul cu ce? Cu viteză și așa mai departe. Uite, cred că avem și imaginile, da? Secția pentru procurori în materie disciplinară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a respins acțiunea disciplinară exercitată de Inspecția Judiciară împotriva lui Daniel Horodnicianu în dosarul în care fostul șef DICOT este acuzat că și-a folosit influența pentru a încerca să scape de amendă după ce a fost oprit de trafic, în trafic de polițiști. Deci la Albi, frate. Și acum, avem imagine de acolo, dar hai să mergem la al doilea breaking news, poate o găsim pe Ionela până la urmă. Hai cu al doilea breaking news și dați cu pâști, dați cu ăla, cu bumper de ăla de breaking news. Bun, știți foarte bine că primarul din Baia Mare are ce? Pronunțare aproape de sfârșitul lunii octombrie, să vadă dacă se duce sau nu se duce la închisoare. Ei bine, doamnelor și domnilor ofițeri DNA, au prins-o pe mama lui Cătălin Cherecheș, încercând să dea o mită de 50.000 de euro. De ce, ne spune colega mea, Ionela Arcanu, bun găsit! Senzațional. Bun. E frumos. Atunci, hai că nu merge.
nu merge, și dacă nu merge, vă spun eu. Deci l-au prins, au prins-o pe mama domnului Cherecheș, doamnelor și domnilor, încercând să dea, și asta este o informație pe surse, prinsă în flagrant când dădea mită 50.000 de euro, stăți în timp ce intermediau... Soacra sau mama, e foarte încercând, important. Soacra sau mama? Soacra, îmi cer scuze, soacra. Soacra lui Cătălin Cherecheș ar fi fost prinsă la Cluj în timp ce intermedia o mită pentru judecătoarea care urma să pronunțe sentința în dosarul de corupție în care Cătălin Cherecheș mai avea, cred că, un termen pe 24 noiembrie la Curtea de Apel Cluj. Soacra lui Cherecheș ar fi discutat cu mama judecătoarei pe care o cunoștea, căreia i-ar fi promis o sumă de bani pentru a obține o condamnare mai blândă pentru actorul primar din Baia Mare. Cătălin Cherecheș a fost trimis în judecată de DNA în anul 2016 într-un dosar în care este acuzat de luare de mită. El a fost condamnat în februarie 2022 de Tribunalul Cluj la 5 ani de închisoare cu executare pentru luare de mită în formă continuată și interzicerea pe o durată de 4 ani a dreptului de a candida și de a fi de ales pentru a ocupa o funcție publică. A făcut recurs, iar Curtea de Apel urma să pronunțe o sentință în acest dosar în data de 24 noiembrie, domnul Pop. Găsesc de acolo. Da. E un dosar, deci a încercat soacra să scape și să fie omită acolo, să fie treaba. O să comentăm după ce avem o sentință finală. În rest, eu v-am spus, am încredere în instituțiile statului și sper să iasă adevărul la lumină. Deci am spus că soacra, pentru că știu că de puțin timp s-a căsătorit domnul Cherecheș și m-ar fi mirat mama domnului Cherecheș pe care... Nu, cu soacra. Că a avut nunta acum. Da. Și a făcut nunta la, nu știu ce, cu primăria, pe site-ul primăriei și a făcut și preinfarct după aia. Mamă, se lasă, e nasol, mă. De cazul e altul, că în primăria Băimari e blocată astăzi, asistenții sociali nu-și primesc banii. Tocmai vorbeam cu Veronel Rădulescu de culoarele din justiție, frate, și acum ajungem la 50.000 de euro. O sentință mai blândă, ce se facă? Se dea, se transforme 5 ani din executare în ceva cu suspendare și fără interzicerea drepturilor. Dar Cherecheș n-a mai câștigat mandatul de primar din pușcărie? Ba da. A? În 2020, pare mi se spune. Specializat, ca să zicem așa. A fost în... Ei, deci ăsta... Deci la scot nimic copil. Asta e poveste, frate. Cum vine alegerile, cum se duce Cherecheș la pușcărie. Acum e nasoală rău, îți dai seama că îi dă cu vârf și îndesat. Deci să vrea judecătoarea acum, pe probe. Băi, pe probe să vrea judecătoarea, pe probe, zic, să-l achite pe Cherecheș și n-are cum. Îi după povestea asta. N-are cum. Vă dați seama că e încurcat acolo și... Deci e încurcată rău. Hai să vă dau ceva cu șoșoacă. E vina lui că îl iubește soacră sa? Din darul de nu. Așa o să zic. Din darul de nu. Ce e vina mea, să frate? Să nu există motive de schimbare a completului. Să nu fie acest lucru făcut intenționat ca să schimbe completul. Hai că vă arăt ceva amânare, pentru că e prescriere. Vă fac să râdeți un pic. De fapt am două. Că eu pe ăștia îi bag la pachet, că nu știu, am senzația că se ceartă pe aceeași felie de pâine cu unt și nu știu pe care felie, pe care parte din felie să pună mierea. Am două. Am una cu Șoșoacă și una cu Simion. Da? Fiecare cu treaba lui. Eu pe treaba lui. Cam treabă. Ce aveți treabă și poate vă reținem, domnul Andrușeac. Hai că luăm publicitate. Urmează în fanfar doamna Șoșoacă și după aia domnul Simion, ca să fie treabă. Revenim. Băi, dacă i-am văzut în sondajul ăla minune, mănâncă gem și nu mai zic, așa, cu procente, păi nu vorbim de bani și avem doi la pachet. Doamna Șoșoacă, care se ceartă cu soțul că nu știe să bage pinul de la car ca să plătească nu știu ce, și domnul Simion care ne invită la grevă fiscală. Dar să o luăm pe rând așa. Doamna Șoșoacă virală ca de obicei. Coace! Două secunde. Dumnezeule, că mă întrerup exact când nu trebuie. Pe bune, nu poți să-l vezi. Imediat. Ăsta e. Bun. Ți-ai plătit ăla? Nu. Acum o fac, lasă. Imagina. Pe bune, nici asta nu știi? Scrie tu, te rog frumos, ăla. Bă, e chiar atât de greu. 10.02 atunci. Bun, îmi cer scuze. Eu trebuie să le știu pe toate. Și pinuri, și carduri, și cifuri și așa mai departe. Da, bă, 1, 2, 3,
1, 2, 3, 4, băi, pinul. Nu 0, 0. Nu mai spune. Băi, tot trebuie să le știu pe toate. Las că le știe Georgica. A zis Georgica așa. Da? Un pic mai târziu, că ea deja se retresesere, dar el gata, facem grevă fiscală. Nu scoateți banii de la portofel, băi! Vrem să încurajăm românii la ceea ce poate unii o vor interpreta ca o grevă fiscală. Facem un apel la toți românii, cetățeni, persoane fizice afectate de aceste măsuri și la toate companiile să-și eșaloneze datoriile, să le amâne, să uite să plătească, să lase pentru anul viitor, pentru că altfel nu înțelege Marcel de vorbă bună. Prima victorie obținută ieri cu renunțarea la acele praguri pentru numerar trebuie continuată și mai puternic. A tras-o, mă, pe turta lui, mă. Dar a făcut el, mă, victoria, mă. Noi ăștia care am bengănit, aiurea, n-avem niciun merit, mă. Georgică, jur, lasă forfetarea la caserie, să vezi cum se zvârcolește ciolacul, nu doarme noaptea, măi. Băi, nu doarme noaptea. Și nu tu, toți deputații, inclusiv domnul Andrușceac, forfetarea, lăsați-o așa, să vedeți ce se zvârcolește PSD-ul. Bine că ții tu cu doamna Șoșoacă, care plătea cash cu card. 1, 2, 3, 4, am zis, da? Anca, bun găsit, la fără două minute. Hai, să știi că eu țin și cu doamna Șoșoacă și cu George Simion. Așa. Da, ține, nu ții tu? Păi da. Păi și eu ce nu țin? Eu țin cu opoziția și au dreptate. Și uite așa, doamna Șoșoacă are dreptate, femeile trebuie să le știe pe toate. Na, eu sunt... 10-02, pinul la George, doamna Șoșoacă. Și George are dreptate. Are dreptate, ce e a lui, dar nu știu de ce nu l-au întrebat pe Marcel. Mi-am pus mâinile în buzunar, după cum vezi. Dar de ce? Pentru că aș vrea să știu dacă l-au întrebat pe Marcel și uite, îi rog pe doamna Șoșoacă și pe domnul George Simion să-l întrebe pe Marcel dacă i-au dat lui Iohannis avans spre decontare 1000 de lei pe zi. Păi, plec în Africa săptămâna viitoare. I-a dat avans spre decontare 1000 de lei pe zi? Că am văzut că plătim 22.000 de euro ora de avion închiriată de Iohannis. Doar 22.000 de euro. Eu în seara asta am o ediție turistică a Culiselor Statului Paralel. Pentru că i-am făcut traseul domnului Iohannis și am recomandări și de vestimentație și locuri de vizitat și ce vaccinul trebuie să facă. Am și imagini cu Ceaușescu, care a fost și el în Africa, dar ăla chiar a fost cu treabă, adică ăsta îți pleacă la plimbare. Despre ce vorbim? Pe banii noștri! În această seară o să prezint și o parte din documentarul extraordinar de bun realizat de cei de la Recorder despre cheltuielile cu avioanele de lux ale familiei prezidențiale și în această seară o să vă îndemn pe toți să scrieți președintelui Iohannis, o să vă spun în emisiune unde să intrați și ce să faceți, trimiteți-o, eu i-am trimis mail, am intrat pe link și am trimis mail pentru că trebuie să-l forțăm pe președintele României să desecretizeze cheltuielile pe care le face din banii noștri. Eu vreau să știu ce se întâmplă cu banii mei. Vreau să știu ce se întâmplă. Adică, de ce noi nu putem decât 1000 de lei avans spre decontare pe zi și el poate 22.000 de euro pe o oră? Pe oră! Aud că vor ăștia de la guvern să ne decupleze de Bulgaria. Să-ți spun eu cum e asta cu decuplatul de Bulgaria. Domnul Victor Negrescu de la PSD vrea să devină comisar european și îl împinge pe Marcel să ia niște decizii. Din punctul meu de vedere sunt greșite. El face ce vrea. Eu am mai spus lui Marcel, până acum ce i-am spus așa a fost. Ați plecat după fentă și cu povestea cu SRU și cu Elena Lasconi. Auzise cineva de Elena Lasconi până la acest scandal? Vorbiți de câteva zile despre el. Astăzi a venit și confirmarea, acel sondaj de la Inscop, același Inscop care odată la două săptămâni scoate un sondaj. V-am mai spus cine sunt. Sunt ăia din gașca lui George Maior și al lui Coldea, care nu fac altceva decât să arunce acum pe piață. Auzi, acest sondaj în care Elena Lasconi apare cu 10%, dar ce să vezi, era făcut înainte să apară scandalul. Totul este o făcătură. O făcătură, după părerea mea, Coldea pierduse controlul în USR și acum vrea eu o preluare frumoasă, așa, a USR-ului și un scandal ca să îi crească puțin, să le crească vizibilitatea și să o poziționeze pe doamna Lasconi. Auzi cineva, adică, domne, ce a făcut doamna Lasconi la Câmpul Lung acolo? Ați plecat după fentă toți și faceți campanie doamnei Lasconi. De asta nici n-am vorbit despre subiect, dar astăzi o să abordez, pentru că așa este, și o să vorbesc și despre război și o să vă arăt niște imagini îngrozitoare de la BBC cu copiii care mor în Gaza, în fiecare zi.
Dar și o să vorbim și despre avertismentul pe care Biden i l-a dat lui Netanyahu și fostul premier. Hai, ce gata acum. Gata, mă, eu zic, gata. Nu-i nimic, la fără două minute vă aștept să vă spun gata, că mă mai lasă colegii. Gata. Păi și eu am zis gata. Bine, am zis de fete, am zis că doamnele trebuie să știe, el trebuie să fie șef gata, și voi mă întrerupeți. Gata. De la fără două minute vă aștept. Deci cât era pinul, 10-0-2 sau 10-2-0? Hai, mă, gata, bine, gata, hai. N-auzi, gata. Gata, mă, gata, hai, pe mâine. Fetele sunt la putere aici. Gata. Fetele sunt la putere. Gata, da. Corect. Gata. Poate mă acuză ăștia de discriminare. Dar gata, ce n-ai înțeles din gata? Gata. La fără două minute. Bine. De